Bine v-am regăsit la un nou video pe cei din Zodia Vărsător. Haideți să facem o etalare pentru luna martie, să vedem ce vă așteaptă în această lună în dragoste și în carieră. Am pus o carte pentru doamne și una pentru domni. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Vărsător în dragoste și în carieră în luna martie. Ce așteaptă în luna martie pe cei din Zodia Vărsător în dragoste și în carieră. Haideți să vedem. Oh. Vă văd foarte supărate în această lună. Foarte, foarte supărate. E clar că sunteți supărate datorită unei despărțiri pe care ați avut-o cu un partener care văd că în momentul de față are o altă femeie. Parcă vă văd pe dumneavoastră că ori ați apela la servicii de genul ăsta, ori veți apela la servicii de genul ăsta ca să întoarceți acest partener înapoi. Parcă a întâlnit această femeie din câte văd prin intermediul internetului. E posibil să fie o femeie care ori ea, ori el, dar cred că ea este mai mult cea care este cu partea financiară. Ori ea poate să fie o femeie foarte interesată financiară către el, ori el să fie interesat financiar către ea. Din câte văd aici, dacă ați locuit împreună, vă văd că aveți un blocaj în casă acum. Dacă ați locuit împreună cu acest partener, este posibil ca multe dintre voi să fi fost nevoite să plecați din acea casă sau să, de ce nu, să plece el din casa dumneavoastră și să fie cu această femeie acum. Da, este clar că relația dumneavoastră este terminată în momentul de față. Vă văd foarte supărate, foarte deprimate, parcă în această perioadă aveți o depresie. Dacă nu v-ați despărțit deja de acest bărbat, urmează să vă despărțiți, se întâmplă acest lucru. Văd o foarte mare depresie, o foarte mare supărare. Parcă ați auzit foarte multe vorbe mincinoase din partea acestei femei care a intervenit în relația dumneavoastră. Posibil să fie vorba despre un bărbat însurat. Mai punem și situația aceasta în care este posibil să fie un bărbat însurat, iar dumneavoastră să fiți foarte supărate pentru că v-ați pus practic pe tavă totul în fața acestui bărbat, sentimente, secrete, speranțe. Ați dorit să fiți cu acest bărbat foarte mult, iar acest bărbat parcă nu și-a îndeplinit ceea ce v-a spus, că va divorța sau că va termina relația cu această femeie și, ba mai mult de atât, văd că au și un copil împreună, în foarte multe dintre cazuri, iar situația nu stă prea roz. În multe dintre cazuri, v-am spus, este posibil ca dumneavoastră să fi apelat sau să apelați la servicii de genul acesta ca să obțineți acest bărbat înapoi. Care nu prea are sentimente de dragoste pentru această femeie, din câte văd. Mai mult stă pentru copii sau mai mult stă pentru că ea îl manipulează foarte mult. Este o femeie foarte posesivă, ca să spun așa, parcă vă urmărește. Această femeie vă urmărește prin intermediul internetului, poate pe site-uri de socializare, vă urmărește ce faceți, mișcările. În cazul în care parcă dumneavoastră ați avut cu acest bărbat și aveți o dragoste de vis. O dragoste magică, o conexiune karmică, spirituală, ceva foarte frumos, ceva care nu ați simțit pentru cineva ceea ce simțiți pentru acest bărbat. Cred că de-aia și treceți prin ceea ce treceți în momentul de față. Foarte multe dintre voi, parcă în această lună, veți trece printr-un divorț categoric. Din câte văd, partenerul își dorește un nou început. Poate fi vorba de un partener mai tânăr sau poate fi vorba de un partener cu care aveți un copil sau mai mulți copii. Văd că își dorește un nou început, dar nu văd că ar avea pe cineva pentru care vă lasă
sau cel puțin dacă are pe cineva, nu va rămâne cu această femeie, văd că pur și simplu este confuz, nu știe ce să creadă. Cred că au existat foarte multe certuri între voi, a intervenit monotonia, parcă dumneavoastră nu mai aveți încredere în el. Posibil să fi fost aici vorba și despre niște probleme financiare care v-au împins la acest lucru. Poate multe dintre voi aveți foarte mult cupluri, aveți foarte multe datorii, foarte multe probleme în casă și probleme cu banii și din cauza asta ați ajuns la certuri și la despărțiri. Dar din câte văd aici, cu situația financiară vă veți îndrepta, veți sta bine, chiar dacă a fost o perioadă destul de grea pentru dumneavoastră, pentru cei care n-ați avut de lucru sau n-ați avut posibilități financiare sau ați avut foarte multe datorii. În această lună văd că datoriile se taie. Practic, parcă veți primi ajutor, poate multe dintre voi veți primi ajutor din partea cunoscuților, poate de ce nu a mamei, a tatălui sau o soră, o mătușă, veți primi ajutor să vă achitați aceste datorii și să reușiți să vă găsiți și un job. Cred că jobul nu îl veți găsi în această lună, însă veți reuși într-un final să vă găsiți un job. Dar să știți că multe dintre voi veți călători și veți călători poate în altă localitate sau în altă țară cu jobul, și veți schimba, practic, vă veți schimba domiciliu. Și acolo unde mergeți, parcă veți obține destul de multe beneficii financiare. Cele care sunteți singure, văd foarte multe situații aici pentru cele din zodia vărsător. În orice caz, toate parcă treceți în această perioadă, aveți ceva, o supărare pe suflet. Foarte multe dintre voi parcă văd că în această lună vă preocupă foarte mult lucrurile acestea ce țin de sănătate, poate partea intimă, veți face vizite la medic, veți reuși să descoperiți anumite afecțiuni pe care le aveați de ceva timp și să fiți nevoite, să aveți nevoie de o intervenție chirurgicală. Multe dintre voi parcă veți vrea să vă izolați, parcă vă văd pe unele dintre voi că ați avut o despărțire recentă și parcă suferiți atât de mult în sufletul dumneavoastră încât v-ați izolat, practic, v-ați izolat. Parcă pe dumneavoastră vă văd căutând acest bărbat cu speranța că se va întoarce la dumneavoastră, dar parcă căutându-l descoperiți niște secrete despre el la care nu vă așteptați. Niște secrete, ca să spun așa, ca și când omul ăsta ar fi avut două fețe, două case, două familii, două relații sau poate mai multe, descoperiți că a fost duplicitar, că v-a mințit, că a trăit într-o minciună cu el. Este posibil ca acest bărbat să fie din zodia de. Poate să fie săgetător sau poate să fie, de ce nu, balanță, pești, gemeni. Poate să fie și fecioară. Însă este un bărbat foarte toxic, un bărbat care, de ce nu, v-a adus și foarte multă bucurie. A existat și foarte multă pasiune între voi. A existat și foarte multă iubire, mai ales din partea dumneavoastră, ca să spun așa. Ați fost, ca să spun, și norocoși împreună, au existat și foarte multe certuri, dar au existat momente foarte frumoase. Însă acest bărbat parcă n-a fost hotărât ceea ce vrea, v-a ascuns ceva, a avut niște secrete foarte mari pe care urmează să le aflați în această lună și vă vor uimi, practic, vă vor uimi. Nu vă va bine să credeți ce veți afla despre el. Multe dintre voi care nu aveți pe nimeni în minte, este posibil ca în această lună să cunoașteți un bărbat care a avut o despărțire recentă și un bărbat destul de chipeș, destul de norocos, destul de frumos, galant, care își dorește o relație serioasă. Vă veți cunoaște probabil într-un timp foarte scurt în această lună, cred că mai degrabă la începutul lunii martie. Veți cunoaște acest bărbat. Ceva îmi spune că veți cunoaște acest bărbat la un drum. Este posibil să fie, pentru cele care sunteți mămici singure,
Poate la școală sau la grădiniță sau într-un loc unde sau într-un parc, mă scuzați, sau poate la un drum. Veți cunoaște acest bărbat. Însă va fi un început foarte frumos cu acest om. Va începe totul, nu pot să spun că printr-o prietenie, va începe totul direct, dar ceva care va duce undeva foarte frumos. Pentru bărbații din zodia vărsător, pentru bărbații din zodia vărsător văd în această lună treceți printre niște, mă scuzați, prin niște lucruri foarte dificile în ceea ce ține partenera de viață. Parcă partenera dumneavoastră, ca să spun așa, v-a acceptat foarte multe lucruri. V-a acceptat foarte multe. V-a acceptat că ați înșelat-o, în primul rând. Parcă nu sunteți uși de biserică. Ați călcat pe bec de foarte multe ori și v-ați făcut partenera să sufere de foarte multe ori. Parcă își dorește să încheie relația cu dumneavoastră, dar se gândește întotdeauna, în cazul în care aveți copii împreună, se gândește la copii sau se gândește la familie, se gândește să vă mai dea o șansă, chiar dacă în sufletul ei nu poate să treacă peste ce ați făcut. Văd că ați avut o relație cu o femeie care este practic distrusă sufletește, datorită faptului că nu ați vrut să mai fiți cu ea. Pentru dumneavoastră a fost o aventură această femeie. Clar, a fost o aventură. O pasiune trecătoare. Însă, din ce văd aici, această femeie a apelat, dacă nu apelează deja, la lucruri necurate, la lucruri de genul acesta, la farmece, la ritualuri, ca să vă întoarcă la ea și să vă facă probleme în familie, să vă strice relația. Nu renunță, nu renunță, vă caută, parcă este o persoană foarte insistentă din câte văd. Și încearcă, încearcă să. Văd o comunicare între ea și partenera dumneavoastră stabilă, soția. Parcă vorbesc amândouă pe internet sau poate această amantă, fosta amantă, îi trimite soției dumneavoastră informații prin intermediul internetului, poate pe site-uri din acestea de socializare sau pur și simplu prin telefon, prin mesaje. Parcă îi trimite poze, îi trimite mesaje cu secrete despre ce ați făcut dumneavoastră cu ea. Dar parcă partenera dumneavoastră de viață, soția dumneavoastră, nu le ia în seamă. Încearcă să treacă peste. Este o femeie care nu se lasă. Deși este cumva îndreptățită pentru că suferă foarte tare pentru ceea ce ați făcut și este foarte necăjită, ca să spun așa, dumneavoastră nu mai vreți să fiți cu ea. Pentru cei din zodia vărsător care sunteți singuri, pentru cei care sunteți singuri din câte văd aici, este posibil ca în această lună să vă axați foarte mult pe carieră. Vă va merge din plin, ca să spun așa, pe prietenii, pe ieșiri. Vă văd că aveți o exă, ca să spun așa, care este obsedată de dumneavoastră. Această femeie nu, deci nu veți reuși să scăpați de ea. A apelat la farmece. A apelat la. Este depresivă, este insistentă cu mesajele, cu telefoanele. Parcă vă urmărește pe internet, pe site-urile de socializare. Parcă vorbește cu o prietenă de-a dumneavoastră, o amică de-a dumneavoastră. Este parcă a investit bani în dumneavoastră, din câte văd. Dragoste, timp. Parcă în urma acestei despărțiri ea nu acceptă ideea, vă urmărește peste tot, peste tot. Deci pur și simplu este obsedată, obsedată de dumneavoastră. Dacă nu luați măsuri în privința acestei femei, este posibil ca să ajungă să vă facă foarte rău chiar. Foarte rău din câte văd. Este de necontrolat din câte văd. Deci aveți foarte mare grijă. Și pentru voi situația financiară este foarte, foarte bună în această lună. V-a mers bine și vă va merge bine în continuare pe partea aceasta. Și pentru voi este valabil că în această lună, cu siguranță, vă veți schimba locuința, ori veți călători în scop de servici, ori în scop de vacanță, pur și simplu, dar cu siguranță vă veți schimba locuința sau vă veți achiziționa o locuință nouă.
Cam asta pentru Zodia Vărsător, pentru luna martie, în dragoste și în carieră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.